Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preoții noștri, frați și surori, slăviți să fie Domnul Iisus! Îi mulțumim Domnului și Dumnezeului nostru, care ne-a ajutat ca și anul acesta să ajungem la acest frumos și măresc praznic. Așa cum spunea unul dintre frații bătrâni, să ne bucurăm astăzi. Să ne bucurăm anul acesta de această frumoasă sărbătoare, pentru că la anul nu se știe care dintre noi vom mai fi și vom mai ajunge. De aceea să ne bucurăm astăzi de această deosebită sărbătoare odată în an, când ne aducem aminte cu drag, cu bucurie, când Domnul Iisus a intrat în cetatea Ierusalimului. Și această intrare are două semnificații. Una, a intrat Domnul Iisus, spune, în templul lui Dumnezeu. A intrat în casa lui Dumnezeu și a mustrat pe cei din templul lui Dumnezeu, pe cei mai mulți care erau acolo, împreună cu mai mari preoților, împreună cu cărturarii și fariseii, împreună cu norodul care n-au vrut să-L primească și să creadă în Domnul Iisus. A doua semnificație, înțelegem că a fost Fiul lui Dumnezeu după felul în care a intrat. N-a intrat în templul, n-a intrat în cetatea Ierusalimului ca un împărat pământesc, ca un om pământean, ci ca Fiul lui Dumnezeu, pentru că a mers în Duhul smereniei. Cine a auzit vreodată ca un președinte de țară, ca un împărat pământean, să ia un măgar și mai umil, mânzul unei măgărițe, și să intre într-o cetate, să intre într-o țară? Unde s-a mai auzit vreodată? De aici trebuie să înțelegem că a fost și este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm bine la viața Domnului Iisus, încă de la naștere și până la moarte a venit în Duhul smereniei. S-a născut într-o peșteră din Betleemul Iudeii, într-un gărăjduț sărac și lipsit. Ne-a arătat smerenia, a trăit în ea și pe cruce, tot prin Duhul smereniei s-a suit și a biruit pe diavolul, a biruit pe vrăjmașul și stăpânitorul lumii acesteia prin Duhul smereniei. Trebuie să învățăm că așa au trăit toți oamenii lui Dumnezeu. Și lucrarea oastră Domnului, când a venit în țara noastră, în biserica noastră, ea a venit în Duhul smereniei, în Duhul Domnului Iisus, și ea va trăi și va birui numai rămânând în Duhul smereniei. Și noi să-L rugăm pe Domnul Iisus să ne dăruiască acest Duh de smerenie. Ori de câte ori, dar să ne întrebăm, cum intrăm noi în lăcașul lui Dumnezeu? Cum intrăm noi în templul lui Dumnezeu astăzi? În biserica lui Dumnezeu și în adunarea lui Dumnezeu? Suntem noi călăuziți de Duhul smereniei, de Duhul simplității, al modestiei, al curăției, al inimii smerite și evlavioase, al îmbrăcămintii, cum se îmbrăcau Sfintele Femei, odinioară, cum mergeau ele la templu, cum mergeau ele la rugăciune, cum spuneau ele o poezie, o cântare, o rugăciune. Suntem noi călăuziți de Duhul smereniei? Dacă nu, cât de frumos se roagă, sunt niște rugăciuni în Sfânta noastră Biserică, rugăciunile Sfântului Efrem Țiru. Și se citește de multe ori în vremea postului mare și acest om al lui Dumnezeu se ruga cu aceste lacrimi și cu această nădejde și cu această dorință, Doamne, Duhul smereniei, dăruiește-L mie. Și spunea, nu Duhul mândriei, nu Duhul slavei de șarte, nu Duhul
împuibării și a grijilor multe să-mi îndărești mie, ci Duhul smereniei, Duhul înfrânării, Duhul evlaviei, Duhul bunei cuviințe, Duhul smereniei, ori de câte ori intru în lăcașul tău și în biserica ta. Iată să rugăm pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus să ne dorească și nouă Duhul acesta care a venit El pe pământ. Și iată că cu durere parcă de 2000 de ani, această sărbătoare, aceste evenimente parcă se întâmplă an de an și zi de zi. Așa cum s-a întâmplat atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și cei mai mulți nu L-au primit. Cei mai mulți i-au întors spatele. Cei mai mulți n-au crezut în El și nu L-au primit ca pe Fiul lui Dumnezeu. Parcă ne uităm astăzi în poporul nostru. Nu judecăm poporul evreu, pentru că L-a mustrat Domnul destul. L-a mustrat destul și a văzut inimi împetrite, inimi necredincioase, inimi care n-au vrut să-L primească pe Domnul Iisus, împreună cu Ana și Caiafa, mai mari preoților, ai fariseilor și ai saducheilor, împreună cu Pilat și cu ceilalți, n-au vrut să-L creadă că este Fiul lui Dumnezeu și nu L-au primit. Dar ne întoarcem la poporul nostru român, ne întoarcem la frații noștri creștini. Unde sunt? Parcă tot mai puțin sunt pe calea lui Dumnezeu. Tot mai puțin vin în lucrarea lui Dumnezeu, oastea Domnului. Cineva odată a spus, de ce mai este și lucrarea oastei Domnului? De ce a mai venit? De ce a mai trebuit să vină când era Biserica Ortodoxă? Era Biserica Creștină? Și am răspuns, pentru că noi creștinii am decăzut moral și spiritual de la viața primilor creștini, de la viața primilor apostoli. Cu toții am alunecat și am căzut într-un formalism religios și în păcate și în fără de legi. Și atunci, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu a trimis această lucrare, oastea Domnului. Este a Domnului. Este armata lui Dumnezeu. Este armata Domnului Iisus trimisă prin poporul nostru român. Și de aici, în lumea întreagă, ca să ne rolăm frumos sub steagul ei și să apărăm drepturile lui Dumnezeu în lume și să luptăm împotriva tuturor păcatelor, fără de legilor, văzute și nevăzute. Și spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, ca să întăresc cuvântul, că oastea este a Domnului. Și spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, referitor la această lucrare, așa cum un împărat pământean, un președinte de țară, are nevoie de oaste, de o armată, care să păzească țara, să păzească pe împărat. Oare împăratul împăraților, oare Fiul lui Dumnezeu n-a avut și El și n-are și El nevoie de oaste? Are. Și iată că oastea Domnului a trimis-o Domnul în țara și în poporul nostru printr-un păstor adevărat, printr-un profet al vremurilor noastre, Părintele Iosif Trifa, omului Dumnezeu, un om trimis de Dumnezeu în țara și în poporul nostru, un om plin de Duhul smereniei, de Duhul curăției și al evlaviei, și Domnul a ales și a trezit această armată, această lucrare în sânul bisericii noastre și astăzi ne cheamă și pe cei tineri și pe cei bătrâni, întreg satul nostru, întreaga comună noastră și toată țara noastră și toată lumea întreagă să o îmbrățișăm, să o iubim și să o primim și să luptăm frumos sub steagul acesta al lui Iisus Biruitorul, să luptăm frumos împotriva tuturor păcatelor care vin asupra noastră, ale tuturora și știm că păcatul aduce numai suferință și durere. Am vrea să mai citim ceva în scurt, că timpul știm că este întârziat. Vreau să mai citim aici câteva cuvinte din Sfântul Apostol Matei. Domnul Iisus ne vorbește în continuare la capitolul 11, versetul 25. Lucrurile descoperite pruncilor, jugului Hristos. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți
și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. M-am oprit la această pericopă pentru că s-ar potrivi cu sărbătoarea zilei de astăzi. Lucrurile descoperite pruncilor. Iată, în această măreață sărbătoare am văzut de atâția ani când Domnul Iisus a mers în templu, a mers pentru ultima dată în cetatea Ierusalimului să le spună oamenilor, să le spună poporului evreu în cuvinte frumoase și chiar dacă au fost și mustrătoare, să-i avertizeze, să-i îndemne, să le spună despre viața veșnică. Dar mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei, nu l-au înțeles. Cei mai mulți dintre ei erau împetriți, erau necredincioși la inimă. Chiar dacă mai marii preoților, chiar dacă erau oameni religioși, totuși ei n-au avut această mare bucurie din partea lui Dumnezeu să înțeleagă planul și voia lui Dumnezeu. Doar câțiva prunci, doar câțiva apostoli, doar câțiva ucenici au fost aceia care Dumnezeu le-a descoperit planul mântuitor. De ce nu le-a descoperit Domnul lui Pilat, lui Ana și Caiafa, mai mari preoților din vremea aceea? Pentru că erau plini de prisma amară. Pentru că erau necredincioși și n-au vrut să creadă în Fiul lui Dumnezeu. Și iată că Domnul îi mulțumește Tatălui Ceresc pentru că a descoperit planul lui Dumnezeu nu celor învățați, nu celor mari, cu știință și cu carte multă, ci pruncilor, copilașilor, pentru că ei aveau o inimă curată, o inimă sinceră, o inimă neîndoielnică, o inimă plină de credință. Și fratele bătrân la început, fratele Costache, spunea că inima omului este foarte vicleană, este foarte înșelătoare. Inima omului este foarte întunecată, este foarte murdară de multe ori. Dar să nu uităm că Domnul Iisus a venit din ceruri chiar pentru inima omului, chiar pentru sufletul omului, ca să-l curățească, ca să ne-l albească. Cum spunea fratele mai înainte, Domnul Iisus așteaptă să ne naștem din nou. Așteaptă să-i aducem lui păcatele noastre, întunecimea inimii noastre, ca El să ne-o curățească, El să ne lumineze, El să ne-o sfințească. Citim acasă, la casele noastre, chiar înțeleptul Solomon, în capitolul 23 din Proverbe, versetul 26, spunea: Fiule, fiica mea, fiul meu, dă-mi inima ta. Domnul Iisus ne cere inima ca să găsească plăcere în căile lui Dumnezeu. Iată, Domnul Iisus a venit ca să ne ceară inima și ne cheamă din nou și astăzi. Și vine la ușa inimilor noastre și ne îndeamnă să-i dăruim lui inima noastră și sufletul nostru, ca El să ne dea ușurarea, El să ne dea mântuirea, El să ne dea iertarea păcatelor noastre și despovărarea sufletelor noastre. Și mai departe, așa de frumos spune: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iată, de 2000 de ani, Domnul Iisus strigă la urechile oamenilor, strigă la urechile noastre. Domnul Iisus a trecut și prin comuna noastră astăzi. El strigă la inimile noastre. El strigă să venim la El, cu inimile noastre împovărate
de grijile vieții, de păcatele și de poverile și de greutățile care apasă pe conștiințele și pe sufletul nostru. Domnul Iisus vrea să ne dea ușurarea, vrea să ne dea salvarea, vrea să ne dea iertarea păcatelor, dar trebuie să luăm jugul Lui. Să luăm jugul Lui și sarcina Lui, că nu este grea, ci este ușoară. Pentru că și cei din afară și cei care nu cred în Dumnezeu are de dus un jug, are de dus o cruce și o duc. Și o duc cu durere și cu multă amărăciune de multe ori. Dar o duc așa oamenii, consătenii noștri, frații noștri, vecinii noștri. Dar Domnul Iisus spune că să venim la El și să îi luăm jugul Lui. Pentru că jugul Lui și sarcina Lui și crucea Lui este ușoară. Nu este grea. Când vine suferința, când vine necazurile, când vin greutățile, știm că Domnul Iisus este alături de noi. De aceea, Domnul să ne ajute să luăm jugul Lui și crucea Lui, ca să ne dea și nouă iertarea, să ne dea și nouă împăcarea și mântuirea sufletelor noastre. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Iată numai cei care au un duh smerit, au o inimă smerită, o inimă curată, aceia vor avea parte de liniște, de bucurie, de fericire și aici pe pământ, dar mai ales dincolo în viața veșnică, dincolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, învățați de la mine. Iată de ce am venit noi în lucrarea voastră, Domnului, să învățăm de la Domnul Iisus, să învățăm dragostea Lui, să învățăm smerenia Lui, să învățăm iubirea Lui, pentru că atât de mult ne-a iubit, încât a murit pe cruce pentru noi. Dar noi, cum îi răspundem la această mare iubire a Lui Dumnezeu? El așteaptă măcar atât, să-L iubim cum ne-a iubit El. Să-L ascultăm așa cum ne cere El și să-L urmăm așa cum dorește El și să ascultăm numai de El, nu de Domnul Întunericului, nu de Domnul Lumii, de plăcerile și de păcatele lumii, pentru că ele nu aduc decât suferință și durere și amărăciune. Cine a ascultat de Domnul Iisus, cine a luat jugul Lui, și dacă ne uităm la toți oamenii Lui Dumnezeu, care au luat jugul Lui Hristos pe umăr, cum spune o cântare, au trăit și au murit fericiți și au ajuns în Împărăția Lui Dumnezeu. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul Iisus să ne ajute. Și tot ce am auzit și astăzi, în adunarea și în lucrarea Lui Dumnezeu, să dea Domnul să găsească o inimă bună, un pământ bun în sufletele noastre și să aducem roade vrednice de pocăința noastră, ca să fim împreună cu Domnul Iisus și aici și dincolo, slăvit să fie Domnul. Amen.